Dumnezeu este dragoste. Și El își revarsă iubirea Lui mai mult decât o face atunci când nu sunt crize. Din acest motiv, este o infuzie a harului Lui, este o infuzie a iubirii Lui atunci când trecem prin momente tulburi de criză. Așa se explică că chiar și atunci când sunt pandemii, când sunt timpuri grele, inimile tinerilor bat, se regăsesc din miliarde și miliarde de oameni. Pentru că Dumnezeu toarnă iubire și atunci când El toarnă iubire, dragostea izgonește frica, ei se întâlnesc, se iau de mână și se duc spre altar. Și atunci când noi auzim glasul mirelui și glasul miresei, când o invitație este îndreptată spre noi, când suntem invitați la nunta lor să mergem, e speranță, e un semn că Dumnezeu revarsă dragostea Lui. Mai sunt tineri, mai sunt copii pe care El îi iubește și dorește să-și lase binecuvântarea asupra lor. Primește invitația mirelui, al miresei, chiar și în context de pandemie. Poate sunt cupluri care se bucură de o relație frumoasă de căsătorie. Aș vrea să vă dau câteva sfaturi cum să aduceți primăvara în casa voastră, când te trezești dimineața. Ia-ți familia lângă tine, citește un gând inspirator din Sfintele Scripturi și roagă-te, roagă-te cu ei. Dacă te întorci de la muncă, nu uita să recapitulați acolo, în casă, experiențele, minunile lui Dumnezeu de peste zi. Iar seara, când e liniște, amintiți-vă sau, dacă știți, că ați întristat pe celălalt, acordați și cereți iertare. Familiile, în felul acesta, devin mai puternice și primăvara vine și în casa dumneavoastră. Dacă ești un soț sau o soție singur, dacă ai trecut printr-un divorț, iar acum te lupți cu creșterea unui copil sau trăiești această dramă, ești un prizonier al trecutului, să știi că Dumnezeu dorește să revarse dragostea și în viața ta. Fii un canal prin care El să transmită dragostea spre ceilalți și dacă în harul Lui, din nimic sau din dărâmături, îți zidești o altă casă, adevărul despre familia în timpul sfârșitului este că trebuie zidită pe stâncă, trebuie întemeiată spre slava Lui. Primește invitația aceasta să ai o casă puternică zidită pe dragostea lui Dumnezeu.